Ok, am stat un pic la umbră, a apărut și Andrei cu bicicleta, așa, și de aici mergem în jos. Imediat coborâm spre Comuna Călăraș, îi las filmarea până în capăt, sper să vedem cum e pe aici în jos. Altă dată când vineam cu un cărucior de la manual, cu direcție, Andrei se suia în spate la cărucior și pe aici ne-am jos. Cât prindeam până jos, la până aproape în localitate? Eu că așa prindeam o viteză de toate roțele jucau pe cărucior. Deci, cel puțin un 40 prindeam pe aici, pe panta asta în jos. Deci, da, asta erau acum vreo 15, vreo 20 de ani. Atunci eram mult mai tineri și fierbea adrenalina în noi. Uite, pe aici ne-am jos, hai de capul meu. Prindeam o viteză, uite, încă o umbră, no. Cum intri către Călăraș, apar umbrele. Și pe aici bate vântul un pic. No. Să nu prinzi viteză pe aici în jos. Cât prinde. Pe aici trebuie frâne bune. Du-te, așteaptă-mă pe acolo, pe la moară. Ia, du-te, așteaptă-mă în curvă. Uite, Andrei prinde viteză, nu se uită. E, ține bine frâna! Și eu aș putea să-i dau mai tare, dar mă duc cu o viteză de 6-7 km la oră, că n-are rost să... La mine la cărucior cuplează electrofrâna și prinde numai cât un pic mai mult ca și pe drum drept. Și n-are rost să riscăm pe aici. Uite, pe aici este o livadă privată. Lasă să vă arăt. Poate vreți să veniți câteodată la ceva, mă nu-i voi la furat. Uite ce frumos e. Ai de capul meu. E până sus. No, fain, fain. Faină livada. Bun, mergem mai departe. Ce să vă mai arăt? Vă mai arăt eu ceva pe... Sunt pomi! Uite, ajungem la kilometru 5! Ui, deja am făcut aproape 5 km! Am făcut într-o oră 5 km! No. Spuneți-mi voi, cum calculăm asta 8 km pe oră și într-o oră am făcut 5 km? Bine, am făcut câteva pauze. Am făcut una, două, trei pauze. Aproape patru. La fiecare, na, câte două, trei, cinci minute. E ceva. Acolo se pierde o parte din ăsta. Ok, nu mai avem mult, mai avem un kilometru până în localitatea Comuna Călăraș. Uite, aici în ea, un kilometru, nu pot să vă arăt mai bine, că mi-e frică să nu intru în șanț. Și 14 km până la Câmpia Turzii. Deci pe aici roata, la Câmpia Turzii se merge pe aici prin Călăraș, la un moment dat o ia la stânga, către Călăraș gară, după aia o porțiune drum de țară, o porțiune asfalt, după aia tot așa, am fost anul ăsta, prima dată în viața mea când am trecut pe acolo. Sau cred că a doua oară, am mai fost cândva, dar e foarte mult. Și... nu, asta mă, până la Câmpia, după este drum rău. Foarte rău drum este până...
Adică drum de piatră, nu, cum s-ar zice. Uite, un pom uscat, nu știu cum de-o scăpat, ne-a tăiat. Nu, ce să vă mai zic? Călărașul e tot pe dealul. Urci, cobori, urci, cobori, iară urci, iară cobori. Pe câte o stradă e abrupt, pe câte o stradă... Fai de capul, m-am plimbat anul trecut. Acum 2 ani cred că am fost eu ultima dată în Călăraș. Am luat pe niște străzi, de, și la vale de-abia meream, da, păi să urc dealul. Uite aici, alea ce frumos stau căluții. Aici nu știu ce se întâmplă, cineva și-a făcut o... Nu știu ce și-a făcut, în fine. E un lucru foarte fain, stai că mă întorc un pic să vă arăt mai... Să nu dau niciun șanț. Uite, are o cabană, are o rulotă, are o poartă faină și omul s-a făcut aici, nu știu, cred că are și curent, că văd că tras curent, dar nu știu pe unde vine curentul. În fine, are de alea fotovoltanice de alea, se încarcă la baterii, da. Să dau camera mai în față, așa, și să mă duc înainte. Wow, că cât mai am de mă spună unde e Andrei. Dar chiar că e departe. Da, vă arăt filmarea pe aici până în comuna Călăraș. Văd că aici s-a mai crăpat drumul un pic, de când am mai fost eu. Și, da, e fain, urmează o curbă mare acolo în ea. Unde s-au răsturnat vreo câțiva până acum? Da, da, uite acolo, pe unde vine mașina aia albă. Pe acolo este o, două curbe foarte periculoase. Pe unde s-au mai răsturnat vreo 2-3 până acum. Așa. Aici, pe aici cine are capre, uite ce frumos sunt pe aici. Da, dacă și cred că are cineva pe aici, că văd că sunt de alea pentru adăpat animale. Da, da, sunt oi, aha, aici umblă cu oile. Pentru că sunt, uite, alea spline cu apă, de unde e apă? Să vedem. Apa de unde? Aha, este fântână. Că este fântână acolo. Super! Așa da, este și fântână, mai am un pic, mai am un pic și ajung în localitatea comuna Călăraș. Uite acolo un pom foarte bătrân, ai de capul ăla, ce gros e ăla, ia trebuie să vă arăt un pic, acolo ia, înainte, sper că se vede, copacul ăla gros, ai de capul meu, ce gros e, cred că are 100 de ani poate, poate. Și mai bine, tulpina e foarte grosă. Bun, de aici drumul e bun. Nu este radar. Fără radar pe aici. Și... Adică sper că nu este. Este de asta nea... Nu știu, este ceva bărți pe aici. Să vă arăt un pic încolo. Este, ia, trestie, pare a fi trestie. Trestie pe aici, este ceva, nu știu, este ceva baltă pe aici, poate. Dar Andrei mă așteaptă, e nerăbdător, pentru că eu, el a coborât cu viteză, dar eu vă mai arăt pe aici ce mai este. Că, nu, cine știe când mai viu și dacă voi veniți pe aici, să vedeți, poate veniți să vedeți că aici este și o cabană, o pensiune, să zicem, cred că e pensiune. Vă arăt eu mai încolo imediat, după ce intrăm. Aici s-o mai consolidat, nu știu ce-o fost aici, dar vă arăt acum în ea.
S-au mai consolidat pe aici, nu știu ce s-au făcut pe aici. Au țăpat o grămadă de mizerie aici, sau gunoaie, sau ce. Nu știu, cred că aici era curba și era prea periculos. Da, e posibil. Uite, s-a făcut un pod frumos pe aici. Da? Un pod și... Aici nu era, cândva nu era pământul ăsta pe aici. Probabil că iarna au mai luat ăștia pe dreapta, acolo, în râpă. Și l-au consolidat un pic. Poftim? Ia? Și am ajuns în localitatea... Hai să vă arăt. Bine ați venit în localitatea Călăraș. Horostoș, pe ungurește. Ok.